Bună ziua! Astăzi, la Gândul Exclusiv, discutăm despre criza energetică, cea care afectează direct România, atât în ceea ce privește gazul metan, cât și energia electrică și mai ales prețurile lor. Și căutăm soluții alături de senatorul Daniel Zamfir. Bună ziua și mulțumesc tare mult! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Domnule Zamfir, avem o surpriză. Astăzi avem o nouă ordonanță de urgență în ceea ce privește reglementarea prețului la energie electrică și gaz. Da, domnul Pavel, în sfârșit avem reglementarea, lucru pe care noi cei de la PSD l-am cerut de mai bine de un an de zile. Iată că toată această bâlbâială care a venit de la Ministerul Energiei cu privire la modalitatea de compensare, care n-a avut nici pe departe efectele scontate în zona industriei, că aici s-a creat marea problemă. Dacă consumatorii casnici au fost protejați cu acele prețuri plafonate, nu 68 de bani și 80 de bani, la nivelul industriei era o mare problemă și știți bine, furnizorii își contractau acele prețuri sau vindeau energia la niște prețuri care erau foarte greu de controlat și se ajunsese în situația în care cel puțin marea industrie era pe punctul de a intra în colaps. Reglementarea este singura soluție. Mă bucur că într-un sfârșit și cei de la PNL au înțeles și au renunțat la orgoliu și s-a adoptat până la urmă propunerea Partidului Social Democrat, aceea de reglementare. Cel puțin pe 2 ani de zile vom avea, iată, un preț maximal la energie electrică, lucru care, în primul rând, va salva economia națională și va opri și inflația. Sigur, consumatorul casnic rămâne protejat de acele tarife, cum am spus, cei până în 100 de kW vor plăti 68 de bani, cei până în 255 nu vor plăti 80 de bani. Cei care consumă până în 300 de kW vor plăti primii 255 de kW, îi vor plăti la 80 de bani, iar diferența până la 300... 1,3. Toți cei care vor consuma peste 300 de kW vor plăti acest preț reglementat de 1,3 lei. Oprim, iată, și acel mecanism speculator, pentru că furnizorii deja trimiseseră oferte oamenilor undeva la 5 lei, 7 lei, au existat și la 12 lei kW. Ca atare, acest mecanism de reglementare va stopa toată această cavalcadă de creștere a prețurilor energiei și, spuneam, reușim să stabilizăm lucrurile. Economia va fi salvată, practic, mari consumatori și, bineînțeles, și consumatorul casnic protejat. Poate să înțeleg și de partea cealaltă, sunt partenerii noastre de guvernare. Poate am înțeles în cele din urmă că suntem într-adevăr într-o criză energetică. Păi, de criză energetică, da, suntem de fapt acum într-un cumul de crize. Vedeți, nici n-am ieșit bine din criza generată de COVID. Am intrat în criză energetică, acum suntem în pragul unei crize economice. Toți mari analiștii prevestesc această criză economică. Deja, iată, inflația a ajuns cu două cifre, nu numai la noi, și în Uniunea Europeană, și peste ocean. Lucrurile nu arată deloc bine. Ați văzut ce se întâmplă și în Statele Unite și nu numai. Ca atare, noi suntem obligați să luăm aceste măsuri și ar fi fost bine dacă domnul Popescu de la Ministerul Energiei ar fi renunțat mai devreme la acest orgoliu de dreapta, ca să spun așa, orgoliu care ne-a costat foarte mult, domnule Pavel, plecând de la acea liberalizare absolut nefericită, ca să fiu elegant, să folosesc un termen elegant, această liberalizare a produs mari pagube până la urmă tuturor. Sigur, au câștigat băieții deștepți, niște băieți deștepți, o mână de oameni, dar cu ce preț? Cu prețul sărăcirii populației și, în ultimul rând, al falimentării multor companii românești care s-au văzut nevoite să-și închidă business-urile din cauza prețului de nesuportat al energiei electrice. Noi am avut anul trecut un deficit semnificativ la energie electrică. Am importat peste 2 TWh.
cum facem în așa fel în această perioadă în care nu doar noi ne plângem că nu avem energie, ci întreaga Europa. Păi, vedeți, aici trebuie să revin la discuția pe care o facem iarăși de o bună bucată de vreme, cea legată de acele ținte din PNRR. Faceți aminte ce reacție am avut noi, cei de la PSD, chiar foarte fermă și nu numai, din cauza faptului că acest PNRR a fost făcut undeva de către o mână de băieți deștepți la momentul ăla, domnul Câțu, Ghinea, nu, domnul Popescu, doamna Turcan, adică doar o mână de oameni au hotărât ei cum să aloce niște bani și către ce zone și cât să ia împrumut și așa mai departe. Ori în toată Europa acest plan național de redresare și reziliență a fost discutat, a fost făcut public cu parteneri sociali în parlamente, numai la noi. Nici măcar Parlamentul, ca să nu mai spun de partenerii sociali, n-au avut acces la acest plan. Vedem acum, domnule Pavel, ce bombe, pur și simplu, sunt în acel plan de redresare și reziliență, ce angajamente, din păcate, și-au luat acești nefericiți în numele României. Da? Adică, cum îți permiți tu, Popescu, Ministrul Energiei, de exemplu, să ții un angajament în Planul Național de Dezvoltare și Reziliență, să renunți la niște capacități de producție a energiei electrice în România în plină criză energetică. Adică lucrul ăsta este de neconceput. Cu cine a discutat el? Pentru că n-a discutat cu nimeni. Adică dacă tu stabilești că scoți din producție capacitățile pe cărbune și pui în loc alte capacități, nu discuți cu cei care sunt în stare să facă lucrul ăsta, cu cei care ar trebui să facă. Și mai mult decât atât, domnule Pavel, Ministrul Energiei a făcut un lucru absolut de nepermis, pentru care eu solicit public, am mai solicitat-o domnului prim-ministru, să-l demită pe Ministrul Energiei. Și trebuie să-l demită, domnule Pavel, pentru că a făcut un lucru împotriva României. Atunci când un ministru îți trunchează, ascunde Comisiei Europene documente care favorizează România și prezintă niște documente împotriva României, omul ăla nu mai are ce să caute în funcție. Unde le-ați descoperit aceste... Păi, domnul Pavel, noi, eu sunt în posesia unui studiu de adecvanță al Transelectrica. Uitați-l aici. Asta este studiul de adecvanță. Studiul de adecvanță al Transelectrica spune foarte clar că, având în vedere aspectele prezentate, considerând că este obligatorie amânarea retragerii din exploatare a grupului 3 de la Rovinar și grupului 7 de la Turceni pentru asigurarea adecvanței în perioada de iarnă 2022-2023. Deci Transelectrica, care este compania la care trebuie să te uiți întotdeauna când discut de echilibrarea pieței energiei electrice, de unde se produce, de unde se importă tot schimbul ăsta de energie, ori nu numai că n-ai ținut cont de Transelectrica, ceea ce îți spune, tu ai făcut exact invers. Ai prezentat Comisiei Europene și am dialogul pe care l-am avut cu doamna director general de la Digi Recovery, cea care a negociat împreună cu Ministerul Energiei această lege a decarbonării. Doamna director a confirmat faptul că Ministerul Energiei i-a prezentat situația ca fiind una foarte în regulă, că România poate să închidă fără probleme aceste grupuri energetice pentru că are de unde să ia energie electrică și că are suficiente surse să-și producă energie electrică. Ori studiul pe care îl face Transelectrica și pe care îl avea la îndemână domnul ministru și nu l-a prezentat doamnei comisar pentru că era culmea în favoarea României, tu ca ministru să ai ceva ce favorizează România și de fapt prezintă o realitate și să nu îl folosești mai mult decât atât, să vorbești invers față de ce e aici, mi se pare absolut de nepermis. Spune în acest studiu, domnule Pavel, că mai multe țări din Uniunea Europeană au probleme în momentul ăsta cu energia electrică. Spune așa, în anul 2022 situația energetică la nivel european s-a deteriorat semnificativ în comparație cu anii anteriori și solicită Transelectrica ca România să-și crească capacitatea de producere a energiei electrice pe cărbune. Ori domnul Popescu ce face? Nu numai că nu o crește, acum în 31 decembrie, domnule Pavel,
trebuie să scoatem din două grupuri energetice din producție, deși, repet, documentul oficial al companiei noastre, Transelectrica, cea care asigură stabilitatea, spune că e obligatoriu să le amânăm. Domnule senator, mă fac eu avocatul diavolului. Vă rog. Domnul Popescu poate a mizat pe înlocuirea termocentralilor cu centrale pe gaz. A mizat întotdeauna pe gaz. Numai că a venit războiul ăsta din Ucraina. Iar toată Europa a constatat că este dependentă de gazul rusesc și brusc ne-am trezit cu Repower EU, în care trebuie să găsim soluții alternative la acest gaz rusesc. Încă o dată, eu sunt de acord, dacă vreți, cu ce a făcut domnul Popescu la momentul acela, când a negociat PNR, că a pariat pe gaz, să zic așa. Că vom avea noi gazul din Marea Neagră, că vom avea... Că avem deocamdată o singură sursă. Aveți perfectă dreptate. Nu știu dacă îl vom avea, pentru că OMV-ul, cei care urmează să exploateze acolo, alături de compania noastră RomGaz, vor decide abia la anul dacă vor continua exploatarea acolo, dacă vor începe, de fapt. Ori noi până atunci stăm și ne gândim așa, ca la un vis frumos, că poate vom avea gaz din Marea Neagră. Dar eu vă spun ceva, domnule Pavel. Dom'le, cum? Tu să-ți derâmi o casă în care locuiești și e bine și îți produce energie electrică pe cărbune, îți asigură echilibrul în sistemul energetic, derâmi, adică închizi tot ce ai pe cărbune, că o să ai peste vreo 5-6 ani pe gaz. Dom'le, nu mai bine stau cu astea deschise până când le voi avea pe alea construite? Are toată logica din lume. Ori domnul Popescu ce a făcut? A decis să ne închidă pe astea, acum. Avem una scoasă de anul trecut, Mintia. Avem deja Mintia și mai avem una pe la Ișalnița scoasă de... Noi am scos anul trecut, domnule Pavel, 1720 de megawatts. Și urmează încă 660. Și urmează încă 660. Deci scoatem 2200 de megawatts din sistemul energetic național. Și spune domnul Popescu că vom pune în loc în 2026 centralele astea pe gazul, una la Ișalnița și una la Turceni, de vreo 1300 de megawatts. E o diferență totuși. Păi e diferență. Și ce fac, domne, cu ăștia 2200 scoși deja? Ce fac? Cu ce înlocuiesc? Ne spune domnul ministru și cu cei care decid acolo pe la minister că să luăm din import. Domnul Pavel, tocmai îmi spune Transelectrica că n-am de unde să iau, că e criză la nivel european. Franța, care era mare producător de energie electrică folosindu-și centrale nucleare și exporta, acum, închizându-și multe obiective de acolo, importă. Deci Franța nu mai exportă, deci importă. Cehia nu mai exportă, importă. În Ungaria nu o să mai avem parte de export, ci din contră va importa și Ungaria. Ucraina, care exporta până acum, nu mai exportă, va fi nevoită să importe. Deci uitați-vă că cam tot ce e în jurul nostru importă energie. Se pune întrebarea, cine exportă ca să acopere tot acest deficit? Și noi avem un deficit. Ați spus bine dumneavoastră la începutul emisiunii. Ăla a fost deficitul de anul trecut. Ori, suntem în situația în care noi să ne putem produce doar vreo 7.000 de megawatts, da? Iar în vârf de iarnă putem să consumăm între 9.000 și 9.500. De unde luăm acest surplus documentele, de energie? Documentele europene ne permit. Ne pun să trecem aceste centrale în conservare, iar în caz de necesitate să le dăm drumul. De ce nu le menținem? Păi, domnul Pavel, vedeți, aici a fost așa un fel de aranjament ăsta, o găselniță pe ultima sută de metri așa a Ministerului Energiei ca să mai funcționăm în funcție de un aviz de al lui Transelectrica. Dom'le, dar eu întreb, de ce nu ne-am dus direct cu toate argumentele pe masă? Că noi nu putem să închidem în momentul ăsta termocentrale pe cărbune pentru că suntem în această situație cu războiul la graniță, cu Moldova, care, iată, e într-un mare deficit și căreia trebuie să-i dăm energie electrică și îi dăm și astăzi când vorbim noi. Adică aveam toate argumentele, domnule Pavel, să renegociem aceste ținte din PNR, să nu mai stăm așa agățați de un aviz de al Transelectricii, să aibă și oamenii aia de la Combinatul Energetic Oltenia o perspectivă de viitor, că dacă tu le spui, vedeți că în lege sunteți închiși, dar din lună în lună sau din, nu știu, trei luni în trei luni o să luăm noi un aviz că vă mai lăsăm deschiși. Dom'le, încă o dată, aceste capacități de producție, grupurile astea energetice, nu sunt, dom'le, ca niște mașini pe care le bagi într-un garaj,
După aia, când vrei să le pornești, dai la cheie și ai plecat. E un întreg proces tehnologic. Ce facem cu cărbunele, domne? Se mai scoatem cărbune în timpul ăsta, în timp ce le conservăm? Vă spun eu că nu, că eu am fost acolo. De ce? Pentru că nu poți să depozitezi lignitul. Lignitul cel puțin că se aprinde. Se aprinde, vedeți? Dar ce facem? Avem huilă. Avem și huilă. Este calitativ superior. Exact, vedeți că la huilă, iarăși o mare eroare de management a Ministerului Energiei. Noi avem acolo o termocentrală modernizată cu tehnologie de către japonezi. S-au investit acolo vreo 65 de milioane de euro să facem o centrală care să meargă după toate reglementele europene. Vreau să vă aduc aminte tuturor și celor care ne urmăresc că nu există niciun fel de diferență între gradul de poluare al centralelor noastre pe cărbune cu cele din toată Europa. Adică la fel poluează centrala din România, Germania, Polonia și așa mai departe. Deci nu există nicio diferență. Dar ei nu au cărbune. S-au făcut toate. Ei nu mai au. Încearcă să deschidă noi capacități. Uitați-vă, în Germania au desființat un parc eolian ca să extragă lignitul de acolo. Deci s-au orientat pe ce? Pe o producție sigură a energiei electrice. Că vântul azi bate, mâine nu bate. Dar energia continuă, cum zic specialiștii în bandă, trebuie să o producem. Și să revin la huilă. Avem o termocentrală acolo pe huilă, care a mai rămas singura, pentru că mintea, dintr-o mare eroare, a fost vândută. Eu am mari dubii că în 2026 ar trebui să repornească pe gaz. Haideți să vedem dacă, pe care gaz, domnul Pavel, că m-ați întrebat și dumneavoastră, pe mine acum vă întorc întrebarea. Care gaz? 2026 parcă era anul în care trebuia să scoatem din Marea Neagră. Mai avem în Buzău iarăși o pungă de gaz pe care ar trebui să o exploatăm. Și aia ar trebui, de la Caragile, că e o rezervă semnificativă acolo. Dar, repet, eu îmi închid ceva ce îmi produce acum și am nevoie acum, iarna asta și la iarnă și iarna viitoare și așa mai departe, că o să deschid la un moment dat. Nu trebuie să fii specialist în energie. Cred că orice om de bună credință, orice om gospodar nu renunță la ce are pe o iluzie că o să am peste 3 ani. Nu! În momentul în care le-am pus în funcțiune pe alea pe gaze, abia atunci le închid pe alea pe cărbune, ca să mențin echilibru. Oriceea ce face domnul Popescu este de nepermis să pună în pericol sistemul energetic național. Știți, vedeți, oamenii ăștia sunt efemeri prin funcții. Am mai făcut și Câțu. Am împrumutat România fără număr. Vă aduceți aminte că tot întrebam cu toții. Noi l-am chemat la Parlament de 6 ori, domnule Pavel, la Comisia Economică, să vină să spună, mă omule, pentru ce te împrumuți? Ce faci cu vaccinul? De ce contractezi atâtea vaccinuri? Aflăm acum că a contractat vaccinul de aproape 1 miliard, da? Și deja trebuie să aruncăm din ele. În decembrie expiră 6 milioane de doze. Când îl chemam pe Câțu să dea explicații, tăcea mâlc. Vedeți? Adică oamenii ăștia fac pocinogul, după care își pun palma în fund și pleacă. Probabil și domnul Popescu o să plece pe la Parlamentul European să n-aibă nicio grijă, dar ne lasă cu nenorocile făcute. Pentru că, vedeți dumneavoastră, un grup energetic de ăsta, odată ce l-ai închis, și vedeți că în ordonanța pe care o trimisese domnul Popescu și o negociase domnia sa doar cu Uniunea Europeană, spunea dezafectarea grupurilor energetice. Adică ras. Trebuie să fii mare ticălos să spui acolo că dezafectezi ceva și o să pui ceva în loc peste 5 ani. Cum să dezafectezi, domnule? Încă o dată, ceva ce îmi produce. Eu am fost acolo, domnule Pavel, cu colegi de la Comisia Economică, la grupul energetic de la Rovinari. Oamenii ăia ne-au spus niște profeziști de excepție. Grupurile alea de acolo, pe lângă faptul că funcționează la cei mai înalți parametri de performanță comparabil cu orice centrală pe cărbune din Uniunea Europeană, dar poate funcționa la acești parametri încă 10-12 ani. Domnule, deci eu timp suficient până când vom trece la energia nucleară. Să trec la nucleară. Curată. Asta este soluția cu adevărat viabilă. Avem un acord cu Statele Unite pentru acele SMR-uri care e foarte în regulă să se facă. Avem acord acum, iată, și cu Statele Unite și cu Canada să finanțăm reactoarele 3 și 4, deci avem o perspectivă să trecem la o energie nucleară continuă, adică producție continuă, să nu depindem de soare, de vânt și așa mai departe.
Și fac o paranteză. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la a instala capacități eoliene și solare. Numai că aceste capacități nu ne asigură producția energiei electrice continue. Ori ca să-ți menții un sistem energetic, tu trebuie să depazezi pe această energie continuă. Avem hidro, avem nuclear, avem cărbune. Sigur, când produce mai mult eolianul, ne păstrăm apa în lacuri. La hidro nu o consumăm, ne păstrăm rezerva pe cărbune. Adică poți face acest mix al energiei, pentru că, slavă Domnului, avem această șansă. Nici o țară din Europa, să știți că nu este în situația bună în care suntem noi. Să avem materie primă, că asta spune și Transelectrica. Dom'le, avem materia primă aici, la noi, în pământ. Scoateți cărbunele și puneți-l pe foc ca să produceți energie. Sau măcar vindeți-l, faceți o sau afacere măcar bună. Vindeți-l și faceți-l. Că aici, la Paroșeni, unde avem șansa să vindem cuilă, pentru că ne cer polonezii, ne cer ungurii, cer chiar ceturile noastre de la Iași, de la Timișoara, de la Govora, da? Merg pe cărbune. Ori noi nu suntem în stare să scoatem cărbune pentru această termocentrală de la Paroșeni și din cauza acestui lucru ea merge doar 2 zile pe săptămână. Domnule Pavel, nu-i păcat de Dumnezeu să ai un grup energetic care să-ți producă energie electrică și tu să nu-l pui în funcțiune doar pentru că nu scoți cărbunele pe care le ai acolo? Pentru că managementul ăsta defectuos și politica Ministerului Energiei a fost să radem tot ce înseamnă cărbune, când acum ar trebui să scoți cărbune, să pui pe foc, domnule, să produci. Știi ce face Paroșeniul ăsta? În 2 zile cât vinde energie electrică, doar 2 zile, atât, dincolo de faptul că închisul și deschisul consumă foarte mult, că, iarăși, repet, nu e o mașină, un autovehicul de ăsta să-i dea la cheie. O termocentrală are nevoie de un timp până se încălzește. Verificarea instalației, presiunii și așa mai departe. Deschisul afectează instalația până la urmă. Deci, din 2 zile cât vinde energie electrică, Paroșeniu, obține venituri ca să plătească salariile a 3.000 de angajați, de mineri și cei care lucrează în termocentrală. Dar dacă ar merge, domnule Pavel, 7 zile, ci nu 2, gândiți-vă cât profit, iată, obține compania energetică Hunedoara, care a fost întotdeauna subvenționată de la stat, iar acum e momentul să fie pe profit. Ai șansa asta, până la urmă, istorică. N-a fost, e conjunctura care e. Și tu să dai cu piciorul doar pentru că domnul Popescu are el niște, până la urmă, interese, să se treacă pe gaz. Păi până să trecem pe gaz, eu nu pot să închid țara, domnule Pavel. Ori chiar dacă ar fi aceste interese de care vorbiți dumneavoastră, eu văd că este o centrală care stă de atâta vreme și nu produce nimica. Și mă refer la cea de la Iernut, unde vrem să o facem. Statul român, prin RomGaz, vrea să o construiască și iar este abandonată la 90 și nu știu cât la sută. Da, iarăși un management extrem de defectuos. Acea centrală a fost începută, dacă nu știu, până în 2015. Trebuia să fie gata de vreo 3-4, ce mai mult, trebuia să fie gata de vreo 5 ani de zile. Înțeleg că acolo lucrurile s-au încurcat din cauza modificării costurilor materiilor prime. Contractantul a mai solicitat o sumă suplimentară, RomGaz-ul n-a vrut să o plătească, se judecă, nici nu mai contează. Dom'le, dar certe cineva, certe că n-avem energie electrică. Dom'le, dar cineva de acolo, de la Ministerul Energiei, s-a gândit că această centrală electrică ar fi produs în acești 5 ani și ar fi acoperit de vreo 10-20 de ori suma aia pe care ar fi trebuit să o plătească oamenii ăștia în plus. Noi am stat 5 ani de zile fără energie electrică produsă acolo, când am fi putut să producem o cantitate suficientă de energie ca să-și acopere acele sume. Și că ați dat exemplu Iernutului. Păi iată, o centrală care e realizată în proporție de 80%. Te chinui de 5 ani să o faci. Și nici astăzi, deși în programul de guvernare, domnul ministru al energiei își asumase că acum, în 2022, îi dăm drumul. Nu o să-i dăm drumul nici în 2024, domnul Pavel. Și atunci ce garanție îmi dăm eu omul ăsta că în 2026 o să am gata încă 2 centrale pe gaz? Niciuna. Și atunci nu vreau să închidem. Deci noi de la PSD o să facem tot ce se poate să nu închidem aceste termocentrale. Și iată,
au și făcut colegii mei de la Parlamentul European, au trecut un amendament în, acolo, în Parlament, prin care să se poată renegocia aceste ținte din PNR, care, iată, sunt absolut imposibil de realizat. În PNR spune să închid în 2022 termocentrale pe cărbune, dar spune și să deschid în 2026. Am întrebat-o pe doamna director general care a negociat cu Ministrul Energiei cum nu este flexibilă cu aceste termene, având în vedere că și în Uniunea Europeană, domnule Pavel, au apărut evident întârzieri în livrarea de echipamente, deși dacă ai începe astăzi, probabil din cauza furnizorilor de echipamente, nu mai pot să ei nu mai pot livra la timp, ca atare nu pot termina. E bine, aflu cu stupoare de la doamna director general că Ministerul Energiei a asigurat-o că aceste centrale se pot realiza, că totul e în grafic. E halucinant. Domnule senator, ați intrat fără să vreți într-un dialog destul de vocal cu reprezentanții ONG-urilor de mediu. Atât din punct de vedere al termocentralelor, de care dumneavoastră acum a venit și ne spuneți că sunt la nivel european și nu poluează absolut, la fel sau poluează la fel cum poluează exact și celelalte din Europa. În limitele admise de Uniunea Europeană. În schimb, ați mai venit cu o altă soluție pentru creșterea gradului de producție a energiei electrice în România. Din sursă verde. Ah, hidrocentrale. Hidrocentrale. Și veniți cu acest proiect de lege. Proiect de lege ceea ce privește terminarea hidrocentralelor din ariile protejate. Și a fost un mare tărăboi pe această temă. Da. Vreau să explic un lucru pentru iubitorii de mediu. Eu însumi, fiind un iubitor de mediu, fără doar și poate. Noi am zis așa. Am constatat, domnule Pavel, că există o serie de obiective hidrotehnice centrale, începute unele de pe vremea lui Ceaușescu, altele ulterior, care din diverse motive n-au mai fost terminate, fie din motive financiare, fie din motivele acestea al documentațiilor de mediu. S-a întâmplat următorul lucru. În 2007, când am aderat la Uniunea Europeană, am fost obligat să ne delimităm și aceste arii protejate. Situ Natura 2000, dacă vă aduceți aminte. Bun. E bine, aceste arii protejate am constatat că au fost desemnate extrem de neclar. În primul rând, faptul că nu s-a deplasat nimeni acolo la fața locului să vadă că în aceste situri, în aceste arii protejate, naturale protejate, sunt aceste obiective construite și s-au trasat aliile neținând cont că există aceste hidrocentrale începute, une dintre ele realizate în proporție de peste 90%. Da? Și atunci ce am spus? Ce vreau prin această lege? Scoatem din suprafața de arii protejate perimetrele acestor hidrocentrale cu drumurile de acces limitrofe și le compensăm cu aceeași suprafață în altă zonă. Adică nu diminuăm în niciun fel suprafața totală de arii protejate pe care România a declarat-o la Bruxelles, dar nu putem să lăsăm aceste obiective neterminate, obiective în care statul român a băgat până acum peste 1 miliard de euro. Suntem în situația în care trebuie să ne producem energie electrică și asta este și energie nepoluantă, da? Energie verde, energie hidro, doar pentru că niște organizații de mediu vin cu niște argumente aberante de genul că în râul Jiu ar fi ultimul râu sălbatic. Doamne, ferească, domnule, trebuie să găsim acolo, înțeleg, Răcușorul de Ponoare și Lostrița. Păi Răcușorul de Ponoare e dispărut de vreo 50 de ani de acolo, Lostrița nu există, n-a văzut-o nimeni în râul Jiu, e un pește care... Dar ați discutat cu ei, cu aceste organizații de mediu? Sigur că am discutat. Și ce spun? Că eu ce-am găsit aici, că nu ar fi oxigenarea suficientă a apei, că ar fi văi întregi private de apă, fluxul sedimentelor, că nu trece nisipul odată ce se face barajul și sunt multe, multe, multe alte... Sigur că argumente pot exista și sunt în stare să aduc argumente în care n-am crezut vreodată că o să le aud, dincolo de faptul că am speriat 140 de specii de păsări undeva. Adică lucrurile stau în felul următor.
Pot eu să iau în calcul ceea ce vorbesc aceste ONG-uri, să demolăm toate aceste hidrocentrale? Că le-am întrebat, ok, oameni buni, care e soluția voastră? Păi ce, să le demolăm? Cum să demolăm, domnule, așa ceva? Și atunci distrugem unde nu... Păi dacă demolăm, nu distrugem mediul acolo, când demolăm, că mai pot fi, avem aici hidrocentrale, sigur, asta e porție de fier, dar așa ceva se dinamitează, se aruncă în aer. Cum să aruncă în aer un miliard de euro pentru că nu nisipul, nu... Haideți, domnul Pavel, eu cred că aici ne hotărâm ce vrem. Că nu putem să nu deranjăm o păsărică și un răcușor care se poate duce 100 de metri mai încolo și să avem și energie electrică. Toate țările din Uniunea Europeană s-au dezvoltat până la urmă făcându-și această infrastructură. Eu înțeleg, repet, orice fel de preocupare onestă, dar când constat că și în spatele acestor organizații non-guvernamentale sunt o serie de interese, venind cu argumentele astea absolut stupide, n-am cum să iau în serios lucrurile astea. Și vă mai spun ceva atât de simplu. Păi dacă au constatat ei că în zona hidrocentralei de la Bumbești, de pe Jiu, există acel habitat cu aceste... Răcușorul cu faună și floră, înseamnă că acea construcție n-a deranjat, nu-i așa, din moment ce se regăsește acum după ce e construcția făcută. Despre ce vorbim? Dar n-aș vrea să insist foarte tare pe subiectul ăsta, că nu mi se pare o argumentație serioasă a lor, ca să nu mai revin și asupra soluției, care e aia de demolare. Dar acest proiect, trecut de Parlament, a plecat într-o formă de la dumneavoastră, de la Senat, da. Iar la Cameră a fost adoptat într-o altă formă. Și apoi a căzut la CCR. Da, aici, din păcate, s-a întâmplat la Camera Deputaților o intervenție chiar a ministrului Mediului, domnul Barna, care a venit cu această propunere de modificare a variantei de la Senat, ori fix acele modificări au fost declarate neconstituționale de către curte. Și atunci am decis să redepunem proiectul, l-am redepus în procedură de urgență. Sper ca săptămâna viitoare să intre în Comisia de Specialitate la Senat, să-l trecem de Senat și ulterior în Camera Deputaților să se țină cont de aceste observații ale Curții Constituționale și să nu se mai facă modificări de substanță așa cum au fost făcute la Camera atunci de către Ministrul Mediului. Avem nevoie, ca de aer, domnule Pavel, de orice megawatt pe care putem să-l producem în România. Asta să fie limpede pe toată lumea. Nu mai avem acum timp și loc de tot felul de jocuri de-astea. Haideți că supărăm răcușorul, supărăm peștișorul și noi să rămânem fără electron. Știți, ăla care ne permite nouă să vorbim aici liber, permite tuturor celor care iubesc și au nevoie de internet să-l folosească și așa mai departe. Păi civilizația înseamnă și asta, sigur, cu grijă față de mediu, da? Și mai fac observație. Să știți că această lege nu înseamnă că de mâine ne apucăm și oricine poate construi în arii protejate orice pe acolo. Nu! Legea se referă strict la aceste hidrocentrale începute înainte de desemnarea ariilor protejate. Mi se pare firesc. Dar microhidrocentralele pe alte zone cum au putut fi făcute? Eu nu știu, asta este o altă discuție. Aici n-avem în obiectiv nicio microhidrocentrală. Astea sunt hidrocentrale făcute și sunt, repet, ale statului român, ale companiei hidroelectrice ale statului român. Nu favoriză niciun băiat deștept, niciun întreprinzător privat, deși până la urmă, nici asta n-ar fi fost un lucru rău dacă un investitor străin ar fi făcut chestiunea asta cu respectarea legii. Să știți că, repet, dacă scoatem din ariile protejate exact aceste suprafețe pe care sunt aceste construcții, nu înseamnă că celelalte avize de mediu nu sunt obligatorii. Sunt, numai că nu mai intrăm pe acea procedură în care trebuie să aștepți vreo 2-3 ani de zile să se facă un studiu, să vezi ce vietate mai vine pe acolo, mai trăiește, se așează și... Cu certitudine ați discutat cu cei de la hidroelectrica de această lege. Părerea lor?
Ei sunt, da, ei sunt de acord cu lucrul ăsta. Evident că îi ajută foarte tare această lege. Evident că hidroelectrica, mai ales iată acum, când e o companie extrem de profitabilă, poate să investească, să-și dezvolte aceste capacități. Există, iată, și acest PNRR, de unde se pot obține bani pentru aceste capacități de producție. Ori, domnul Pavel, noi nu putem, domnule, să ne distrugem, să ne ratăm totuși această șansă pe care o avem, iată, cu aceste fonduri din PNRR, doar că țipă unii și alții din diverse interese. Vine iarna. N-avem de ales. Este ciclul vieții. Suntem domnul Popescu, domnul pe care l-ați înfierat dumneavoastră în emisiune acum, a anunțat că avem aproape pline depozitele. Ne ajung? Faptul că avem depozitele pline cu gaz e un lucru bun. Probabil că ne va ajunge, având în vedere prognoza acestei ierni. Dar dincolo de faptul că am reușit să înmagazinăm, ceea ce nu știu de ce trebuie să fie și ăsta vreun titlu de glorie, că am reușit să înmagazinăm, e regulă, foarte bine că am înmagazinat. Problema este să dezvoltăm cât mai repede, să extragem gazele alea de la noi, de în Buzău, pe care le avem. Sunt acolo vreo 200 de miliarde de metri cubi, despre care nu se aude nimic. Adică doar că înmagazinăm nu ne scutește de ceea ce trebuie să facem. Da? Ministerul Energiei trebuie să aibă o strategie energetică, domnule Pavel, pe termen scurt, mediu și lung. Oare această strategie, pe care am văzut-o pe site-ul Ministerului Energiei, nu are nicio legătură cu realitatea, dar absolut niciuna. E una rămasă pe acolo, uitată probabil cu însertare, de pe vremea când România se angajase la acest Green Deal, ori Green Deal-ul, domnule Pavel, astăzi, acea înțelegere pe trecere energie renovabilă, e trecut între paranteze. Astăzi discutăm de Repower EU. Da? Obiectivul fiecărei țări este să-și dezvolte capacități de producție. Alternative să nu mai depindă de gazul rusesc. Să nu mai depindem. Ori eu ce fac? Cu tot gazul pe care îl scot eu în Marea Neagră, să știți că nu mi-ajunge pentru consumul intern pe care l-aș avea dacă am pune în funcțiune aceste centrale despre care vorbește domnul Popescu că le vom face în viitorii 3 ani de zile. Tot va fi nevoie să importăm. Ori, repet, de ce să depind din import, distrugându-mi eu propria mea sursă? Dar putem susține acest import de energie? Păi nu știu dacă îl putem susține, că în momentul ăsta înțeleg că ar exista niște înțelegeri, dar neparafate, să aducem gaz din Azerbaijan, că există acel interconector care vine cumva până în Grecia, Bulgaria, să luăm de acolo. Dar până atunci, eu trebuie să produc energie electrică permanent, în continuu. Am combustibil cu care să-l produc, respectiv cărbune în România, îl folosesc, domnule Pavel, că nu mă mai întreabă nimeni și n-ar trebui să mă mai întrebe nimeni cum să-ți faci energie electrică. Pentru că îmi cere Uniunea Europeană, ajută Moldova, haide să ajutăm Ucraina. Păi cu ce să-i ajut dacă eu îmi tai singur craca de sub picioare? Și ce vom face dacă actuala prognoză nu se va adeveri și vom avea parte de un val de frig? Pentru că la temperaturi scăzute știm cu toții că nu putem să ne folosim așa de bine de gazul care este înmagazinat pe conductă. Păi exact asta spuneam și eu. În momentul în care ai asemenea condiții meteo și anume frig, cum spuneți, aia înseamnă că îngheață și apele până lacuri, înseamnă că hidro nu mai poate produce la nivelul la care am avea nevoie să producă. Singura energie care se va putea produce, indiferent de temperatură, va fi cea nucleară, dar acolo avem doar 1400 de megawatts, nu putem produce mai mult. Și, bineînțeles, mai avem cărbunele. Acolo unde, indiferent de temperatură, în funcție de cât cărbune punem pe foc, atâta energie producem. Ori, ăsta este și apelul meu să nu renunțăm la această producție pe cărbune, pentru că e singura care, în orice condiții, acum, ne asigură stabilitatea sistemului energetic. Când vom avea acele modulare, SMR-uri pe nuclear, e în regulă, putem să stabilizăm, dar niciodată nu putem să lăsăm
v-am spus, sistemul energetic în dezechilibru, doar pentru că are cineva un vis, o dorință, un interes și așa mai departe. Și dacă toți ați onorat invitația și ați venit la noi, nu pot să nu vă întreb, cât va mai crește prețul la combustibil? Unde va ajunge? Vedeți, e tot o formă de energie. Da, e tot o formă de energie și e tot, din păcate, creșterea prețului la combustibil se va reflecta întotdeauna în costul vieții, în inflație. Ori de astea am și gândit acel mecanism de plafonare la energie electrică, tocmai ca să stopăm inflația, pentru că noi, indiferent, domnule Pavel, de câte eforturi facem să sprijinim, în primul rând, oamenii care sunt în nevoie, vulnerabili. Le creștem punctul de pensie, am dat acele ajutoare, ținem la economie prețul plafonat, tocmai pentru că trebuie să existe activitate economică. Dacă ți-a dat faliment respectiva fabrică, oamenii vin în șomaj, tot pe umerii statului. Ca atare, obiectivul nostru este, repet, să menținem activitatea de producție în cât mai bună stare. Cred că dacă la un moment dat prețul la carburant va crește necontrolat, se va impune și aici o formă de reglementare, pentru că altfel, repet, indiferent ce măsuri economice iei, nu te poți opune valului ăsta pe care îl poate declanșa creșterea necontrolată a prețului la carburant. Vă mulțumesc tare mult și să vedem care vor fi urmările solicitării pe care dumneavoastră ați făcut-o astăzi aici la noi în emisiune. Vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc. Iar celor care ne-au urmărit, vă doresc numai bine.